Duminică 1 aprilie, nemțenii sunt invitați la târgul Handmade Atelierul Iepurașului, organizat de DGASPC Neamț, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie, ce va avea loc la pavilionul expozițional Piatra Neamț lângă Biblioteca Județeană. În cadrul acestui târg vor fi expuse obiecte create de copiii din centrele de plasament, de persoanele cu dizabilități din centrele pentru adulți și de bătrânii instituționalizați. Scopul acestui eveniment este de a prezenta publicului larg talentul și creativitatea beneficiară dar și de a apropia comunitatea de nevoile persoanelor instituționalizate. Cei interesați pot vizita târgul începând cu ora 10.30.